Binecuvântat să fie Dumnezeu, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Ne bucurăm să fim la părtășie. Voi lăsa protocoalele probabil pe altă dată. Vreau să dăm toată slava, toată cinstea numai lui Dumnezeu. Amin. Citea aici fratele nostru iubit un cuvânt deosebit. Spunea, omul, zilele lui sunt ca iarbă. Vezi, când sunt copii mici, îi întrebăm, dragul tati, ce vrei să faci? Sau, dragul mami, să cresc mare, să fiu cineva. E dacă ne îmbătrânim, parcă n-am vrea să mai îmbătrânim. Sau sunt tineri, am vrea. Vede că încurunțim, ne părăsesc dinții, ne părăsesc puterile și parcă ne-am aduce aminte când eram copii, eram mai bine atunci, că știam că am un viitor în față, dar acum când vine bătrânețea, vine descurajarea. Vine socrul meu la mine într-o zi și zice, Mișule, îmi faci ungerea? Da, sigur că da. Dar zic să știu un lucru, că Domnul nu vindecă un singur lucru niciodată. S-a uitat așa, mira la mine și în vârstă, 78 de ani. Și a zis, ce? Bătrânețea. Vrei, nu vrei, socule, vin, te ung cu drag, mă rog pentru dumitale, dar bătrânețea nu mai vindecă Domnul. Dragii mei, vă spuneam aceste lucruri pentru că omul zilei lui sunt ca iarba. Vreau să încep cu mărturie și vreau să o compactez. Încerc să nu vorbesc repede, spunea fratele Puiu, nu sunt oltean, născut, fratele Puiu spunea că sunt maramureșan, sunt născut în Maramureș, crescut în Arad, dar acum am adoptat în Timișoara. De vreo 5 luni trăim în Timișoara, ne-am mutat acolo și încerc să vorbesc mai rar ca să mă înțelege ce vreau să spun. Cred că mă înțelegeți, așa-i? Slavă Domnului! Am fost într-o biserică și am vorbit mai repede ca fratele Puiu și fratele Puiu, măi, tu ești mai oltean ca mine. Vreau să compactez și să spun mai repede mărturia, dar nu prea s-a înțeles așa mult, pentru că mergeau motoarele turat așa cam la maxim, dar ne rugăm în seara aceasta cuvântul Domnului să pătrundă în fiecare inimă. Amin! Credeți că Domnul face minuni și semne și astăzi? Prea puțin, amin. Dacă vă uitați la mine, nu vă uitați că sunt cineva sau am fost cineva. Zero. Ceea ce e cineva și cine este cineva e Iisus Hristos. Dacă trăim astăzi, se datorează unui singur împărat al împăraților. Acest împărat îi dăm toată slava, toată cinstea. Ați văzut vreun om mort până acum și să trăiască? Prea ați văzut, așa? Liniște, tăcere, așa sunteți cu minți și acasă, așa? Foarte bine. Slavă Domnului. Frate păstor, așa și acasă, așa? Așa să... La dumneavoastră, da, am zis, da, frate. Dragii mei, în urmă cu 3 ani și 8 luni de zile, veneam de la stăruință, de la biserica din Micălaca, de la fratele Duțu, că e prieten, cred că, cu noastră, și la ieșire din localitatea Cicir, din județul Arad. Eu meream acasă pe valea, pe partea asta, pe valea Mureșului și la un moment dat făceam stânga undeva, spre Târnova, unde stăteam pe vremea aceea. Un câine mi-a ieșit în față, ciobănesc, l-am lovit, aveam o Skoda pe atunci, l-am lovit și m-a redirecționat contrasens și contrasens a venit un tir încărcat 40 de tone, 90 la oră. Și undeva între 60 și 70, imaginați-vă frontal cap în cap. Bineînțeles, fiind mai mare, mai, cu greutate mai puternică, viteza mai mare, m-a lovit și în momentul acela inima s-a oprit. Aveam mai multe probleme la nivelul trupului, la nivelul membrelor. 7 diagnostice când m-au descoperit, dar când a venit primul polițist să-mi dea primul ajutor, el a sunat la 112 și a zis, trimiteți echipaj de descarcerare și bineînțeles ceea ce trebuie, pentru că pe raza localității cu tare, a spus el toate detaliile acestea, s-a produs un accident, din păcate șoferul a decedat. Ba mai mult, acest om l-a sunat pe un prieten de-a lui care are un șrot la intrare în Sâmbăteni. Vă dau detaliile acestea ca să vedeți că lucrarea e autentică, nu-s basme, nu-s povești. La intrare în Sâmbăteni, într-o localitate din județul Arad, pe partea stângă, este un șrot și acolo probabil sunt prieteni ăștia doi. Și a zis, hai după o mașină, uite, este un accident aici aproape de zona ta, șoferul a decedat, a murit, dar probabil te va căuta mâine sau zilele care stau în față, cineva din familie te va căuta. Și ăsta a venit, asta vă spun ceea ce îmi spunea el mie, deja proprietarul rotului și ăla care a venit după mine. Și a zis, eu te-am văzut acolo când erai întins, mor și am întrebat, a murit. Zice, am încărcat mașina și m-am dus cu ea.
A venit primul echipaj Smurd, avem în România două, așa cum cei mai mulți știți, probabil toți, unul mai micus și celălalt mai mare. Cel mai mare e ca o terapie intensivă pe roți, are mai multe, eu știu ce, pe acolo aparate care te ajută. Când vrea Domnul să fie ajutat, că nu, când vrea tata să închidă ceva, nu poate să vină medicul de aici, de pe mâncare cel mai bun. Din America, de unde vreți, când tata închide ceva și oprește ceva, nu există nimeni să deschidă sau să pornească. Nimeni. Și vă spun de ce. Că vă spun bazat pe ceea ce vă spun, bazat pe propria mea piele. În momentul când a venit primul Smurd, în el era un prieten al meu, Alin Pescaru, în județul Arad de la noi, în biserica fratelui Lador, și a fost lui fratele Șerban, slujește acolo. Omul acesta, el m-a descarcerat și zice: Mișule, eu te-am scos din mașină fără puls, nu moarte clinică, fără puls. Și ce înseamnă aceasta? Inima zero. De ce? În momentul impactului, una dintre probleme pe care le-am avut, cele mai mari, aorta care alimentează toată partea de jos, cam cât e degetul meu de gros, pur și simplu forfecată, tăiată. Cine a tăiat-o? Nu știu. Eu nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar au început să mă resusciteze, nimica. Dădea semn inima să pornească, dar sărăcuța liniștită, pentru că cine-i stăpân pe inima noastră? E Dumnezeul Universului și al Pământului care ne-a făcut și pe noi. Și de multe ori ne batem cu pumnul în piept că noi suntem și ceva și facem ce vrem noi cu viața noastră. Greșim. Greșim, noi suntem ai Domnului, glorificat să fie Domnul. Să ne ajute Domnul să fim cu adevărat ai Domnului și să facem numai ceea ce vrea Domnul, să fim și să umblăm în voia Domnului. Amin? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Între timp, poliția a ajuns, un echipaj de poliție din Vladimirescu, a ajuns la fața locului, a constatat lucrurile care vi le-am spus, a sunat după actele mașinii și actele mele care erau acolo, a sunat la poliția din Târnova, un echipaj a venit acasă la noi. Noi avem prin harul Domnului un singur copil, ni l-a dat Dumnezeu prin făgăduință, pe vremea aceea avea 7 anișori și 3 luni, în 2017, pe 13 martie. Mă așteptase, pentru că numai ce vorbisem cu ei înainte de a avea impactul acesta, am vorbit cu soția mea, așteaptă-mă că vin și eu, să luăm o gustare micuță așa seara, să nu ne culcăm flămâni și așteptați-mă. Și au zis, ok, m-a așteptat. În momentul când a venit poliția și a dat drumul la girofară și la sirena care au acolo, fiul meu a desfăcut un picuț perdeau și s-a uitat, s-a speriat, a început să tremure, soția mea a ieșit afară. Și un polițist, ca foarte amabil, așa îi spune soției mele, așteptați pe cineva? Da, pe cine? Pe soțul meu. Nu-l mai așteptați, că nu mai vine. A avut un accident și s-a dus. Vă dați seama, s-a speriat, s-a cutremurat, a intrat repede înăuntru, a început să plângă, bineînțeles, fiul nostru a văzut-o, a zis, mami, ce s-a întâmplat? Hai să ne rugăm pentru tati, că tati a avut un accident și nu mai vine acasă. Și se pune copilașul nostru în genunchi. 7 ani și 3 luni. De la 3 ani și jumătate are vedenii din partea Domnului, pentru că ne l-a dat Domnul ca o făgăduință, soția mea n-a putut să facă copii și Domnul ne l-a dat ca o făgăduință și când vine făgăduință, păi vine, nu vine goală, vine cu ceva de sus, binecuvântat, slavă Domnului. Se pune pe genunchi și se roagă și pune mânuțele. Așa frumos, cum l-am învățat eu și soția mea? Și a zis, Doamne Iisuse, despre tine mi-a povestit tăticul meu că ești în cer, ești pe pământ, ești în casă la noi, dar eu nu te-am văzut. Acum te rog frumos, tăticul meu a avut un accident și nu mai vine acasă. Te rog frumos să mi-l duci acasă sănătos și în viață, auziți? Nu știa că eu sunt mort. Auziți, sănătos și în viață. Deja parcă prorocea el. Soția mea l-a auzit. Și în momentul ăla are o vedenie. Se prezintă Domnul Iisus și spune, tinerelule, nu plânge că am să-ți-l aduc pe tăticul tău sănătos acasă și în viață. Glorificat să fie Domnul Iisus. Se ridică în picioare, repede sară la soția mea în brațe. Zice, mami! Soția mea plângea, vă dați seama, cu hohote. După 13 ani de căsătorie, a zis, mami, nu mai plânge. Că a venit Iisus la noi în casă și mi-a zis că tăticul meu va fi sănătos, va fi bine și va veni acasă în viață. Glorificat să fie Domnul. S-a uitat soția mea în ochișorii lui. A văzut că nu erau cuvintele lui, că erau cuvintele lui Dumnezeu de sus din cer. Și a adunat puterile, l-a sunat pe un prieten de care m-am despărțit în seara aceea, Ionuț Pițiș, care e medic la Spitalul Județean din Arad, la urgență, prieten de-al meu cu care lucrăm împreună, chiar și aseară am fost într-o lucrare împreună și fratele Puiu, l-a sunat, zis, Ionuț, sună, nu știu, fă ce vrei, dar cu Mișu s-a întâmplat ceva, a avut un accident și nu știu unde-i. Ionuț a sunat, știu ei protocoalele lor, au telefoanele lor, a dat de mine, a sunat să ajung repede la Județean, dacă ajung bine, dacă n-ajung, ajung la morgă, tot acolo. Când am ajuns acolo,
Ionuț spunea, Mișule, când te-am bătut așa pe obraz, medicii știu că mușchiul ăsta se blochează în momentul când se duce omul, rămâne blocat așa, parcă se duce, nu mai ai viață. Și zic, Mișule, m-au lăsat puterile. Eu care medic, care mi-am înmormântat mama și n-am avut nimica, dar când te-am văzut pe tine acolo, am început să urlu, să strig, salvați-l! Și zic, medicii, nu putem. Unul dintre ei a zis, hai să-l trimite la Timișoara. Pe cine să-l trimite la Timișoara? Nu vezi? Pe cine? E gata. Buzele albastre, nimic, inima, dădeau șocurile, aparatele, ceva aparate să pornească. Iară se oprea, pentru că tata dădea numai semnale. Vă spun, accidentul era în jurul orei 10:35, 22:35 seara. Da, fratele Puiu spune despre înger, cum l-a văzut un polițist, imediat a spus și aia, accidentul și rețineți. Nu știu exact, v-aș minți să vă spun exact ora, dar la 10:35 seara, 22:35 am avut accidentul, iar pe mine m-au pus în bloc operator doar la ora 12 noaptea și inima mea stătea. Dădeau doar aparatele să punească. Și din punct de vedere medical, dacă este vreun cadru medical aici, din punct de vedere medical, maxim 7 minute, dacă creierul nu este irigat, mort. Ori legumă, toată viața. Prin harul lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, încă o dată repet, sunt în picioare datorită lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Când a venit echipajul de poliție, acolo fratele Puiu a zis specific lucrarea aceasta pentru că e deosebită și asta, eu încerc să o fur, să tai din ea un picus ca să mă duc mai repede, nu vreau să ispitesc pe nimeni, dar polițistul ăsta, ortodox puțin zis, nicio religie, nimic, că n-avea treabă cu Dumnezeu. Și în momentul când declară celălalt că sunt mort, ăsta la altul vede, să zic, hai să spunem ortodox, polițistul, vede o ființă în alb, dumnezeiască, care vorbea cu mine la ureche dreaptă. De eu mort. Și o zic, cum ai zis că numai unul singur în mașină? Uite, eu văd doi acolo. Mai vorbești cu cineva. Auziți? Un om ortodox să vadă un înger al lui Dumnezeu, o ființă dumnezeiască. A sărit repede celălalt polițist și a zis, mă, hai să văd, care-i, cum adică? Băi, am declarat așa. Într-adevăr, când am venit lângă mine, n-a fost nimeni. El n-a văzut, numai unul singur a văzut. La ăla, Dumnezeu i s-a descoperit și a declarat, eu am văzut ființă dumnezeiască, glorificat să fie numele Domnului Iisus. Când m-au dus la un bloc operator, a ajuns soția mea între timp, la spital, trebuia să semneze și au zis Ionuț, dacă totuși e dus, hai să vedem ce e. Mi-au făcut un ecograf, au văzut că am lichid în burtă, aveam pierdere sânge în burtă, pentru că aorta era tăiată, pe lângă celelalte care am avut, un hematom aici care mergea la creier, cred că m-am lovit de oglindă, eu nu mă aduc aminte nimică, nici nu mă aduc aminte cum am lovit câinele, nici accidentul, pentru că Dumnezeu mi-a șters filmul vieții mele înainte de a avea impactul acesta, ca să nu am probabil traume sau, mă rog, asta mi le povestea doar polițistul care mi-a instrumentat dosarul pe care vi-l spun și l-am și dosarul, bineînțeles, mi-au și făcut dosarul penal, că m-am bătut pe mine singur, vătămare din culpă, ceea ce nu înțeleg în România, dar așa este. Când m-au deschis, au zis, hai să-l deschidem. Dar înainte de a deschide, au zis, hai să vedem ce zice Domnul. Dacă da sau lăsăm și constatăm decesul. O sună pe sora Mia din Pecica, un vas al Domnului, pe care Dumnezeu o folosește, și a zis așa, Ionuț, soră, roagă-te pentru Mișu că e bolnav. Atât. Sora se pune pe genunchi la ora 11 noaptea, către 12, și are o vedenie. Îl vede pe Mișu, mă vede pe mine pe un pat întins alb, mort. Dar se coboară ființa dumnezeiască din cer și zice, îi renot la Mișu viață din nou. S-a ridicat sora în picioare, speriată, îl sună pe Ionuț, Ionuț, ce cu Mișu? De ce? Uite cum milorta Domnul, așa pe o masă întinsă, dar mort, fără viață. Și ce a zis Domnul? Că e renot de viață, e de viață din nou. Aleluia, au zis Ionuț, slavă Domnului! M-au băgat în bloc operator, la ora 12 noaptea, până la 4 și jumătate dimineața, m-au operat, m-au deschis, m-au scos frumos intestinele să vadă unde e problema, au văzut unde e problema, au conectat aorta, când au conectat aorta, Dumnezeu a poruncit inimii mele să pornească, să bată la loc comandă, glorificat să fie Domnul, cine e stăpân? Dumnezeu, nu noi, zero mare. La ora 4 și jumătate, când am ieșit, m-au scos din bloc operator, m-au pus la ATI, soția mea avea în mână, pentru că aveam un sacou, eu nu știa sistemul și au aruncat hainele, dar a băgat mâna în sacou și aveam sticluța cu un de lemn. Și a dat-o fratelui Duțu, a zis, frate Duțu, du-te, te rog, și unge-l pe Mișu. S-a uitat, frate Duțu, pe cine să pun, muribundul ăsta? Și a uitat acolo, a stat acolo fratele Duțu, de la ora 12, înainte de 12, a ajuns la spital, l-a sunat Ionuț și mai mulți prieteni și a venit acolo, a stat lângă mine, să zic așa, și a zis, intru, a intrat fratele Duțu, a intrat Ionuț, doctorul, și au mai intrat încă doi frați,
mi-a făcut ungere în numele Domnului și Domnul, prin harul lui, mi-a dat viață, slavă Domnului. Vreau să vă spun, medicii ăștia afară au zis, noi am făcut ce am putut, vedem până mâine la ora 12, eu să zic soției mele, nu știm ce va fi, dacă învie bine, dacă moare, la revedere. S-au rugat, cum s-au rugat, au dat telefoane mai multe, la ora 12 au venit să mă trezească, m-am trezit, zice Ionuț, doctorul, 3 minute, el își aduce minte, eu foarte puțin, am adormit înapoi, am intrat 2 zile în comă, a treia zi mi-am revenit, dimineața, vineri dimineața, mi-am revenit din comă, mi-am dat seama unde sunt și vreau să închei cu ultima parte, pentru că ceasul se duce, deja s-a dus. Mi-am revenit bine, frumos, aveam mai multe hematome, m-a rupt centura de siguranță aici, sternul fisurat, 2 coaste din coace, una pe inimă, cum am spus, hematomă aici, aorta deja era conectată, dar m-a durut foarte tare creasta iliacă. Shoulder aici, aveam fisură, 10-15 cm în os, dureri groaznice pe care le-am avut. Au zis medicii, ortopedul din Arad, care s-a ocupat de mine, a zis, domnule, te duci acasă, te recuperezi un pic, pentru că eram slăbit, peste 3-4 săptămâni, dacă te refaci bine, băgăm vitamine în tine, te operăm, îți punem o placă de titaniu, 6 ușuruburi și 7-8 luni de zile în gips și scaun cu rotile. Vreau seama când am auzit treaba asta, doamne, eu voi pierde ca și slujitor al tău. Dar va pierde și lucrarea ta, că nu mai pot să mă duc în lucrare. Nu mai sunt folositor acum. Un soldat a căzut. Și noaptea, într-o miercuri noaptea, la ora 11 și jumătate, trimite domnul 2 vase la noi în casă, un soț și soție, și nu știa nimica vasul acesta și ascultați lucrarea. Au zis așa, bărbatule, medicii au dat un termen, dar eu sunt Domnul care voi schimba termenul și vei fi o minune și pentru ei, dar și pentru tine. Au zis cum domnul? Sincer, vă spun, m-am înduit de lucrarea aceasta, fiind în pat, nu puteam să mișc piciorul drept, soția îl întorcea, mi-l spăla, îl pregătea, dar Dumnezeu a făcut o minune. Seara aceea, noaptea aceea, mi-a pus mâinile pe șolduri așa și am durat de tare și am spus, Doamne Iisuse, m-ai trimis unde ai vrut tu, m-am dus, m-ai trimis la Oncohelp, la Timișoara, m-am dus, m-ai trimis la Cluj, la ăștia cu cancer, m-am dus, unde ai vrut tu, m-am dus cu drag, că era lucrarea ta și eu sunt al tău, dar acum eu nu mai pot, mă doare pe mine și medicii au zis una și acum eu ce o să fac. Și în plânsul ăla și în geamătul ăla m-a dormit. Dimineața când m-am trezit, am mișcat piciorul cum îl mișc acum fără nicio intervenție chirurgicală, că e Dumnezeu care lucrează, slavă Domnului. Mi-a fost frică să calc, era joia dimineața, trebuia să mă duc la control, m-am dus la control, bineînțeles m-am dat drept altul ca și nevastă lui Ieroboam, la doctor Ionuț i-am zis, Ionuț, vezi că nu mă mai doare piciorul, ceva s-a întâmplat noaptea asta și a zis, lasă să vedem dacă e adevărat. M-am dus, deci m-a pus iar în scaun cu rotile, să nu calc cumva pe el. Am făcut un film și când ia filmul, începe să-i curgă lacrimile și a zis, Mișule, Dumnezeu te-a vindecat, a lipit osul acolo unde trebuie, slăvit să fie numele Domnului. Ne-a dus la ortopedul să ne vadă ortopedul. Și ortopedul acesta a zis, domnule, mă bucur că te văd aici, te văd altfel la față, bineînțeles, eu nu s-a băgat în mine vitamine, ce știa el. Și zice, te văd, acum ești pregătit să te operăm. Ai filmul? Da, i-am dat. S-a uitat la film. Am avut și primul film și al doilea, că mai făcut încă unul între timp, și al treilea, și a zis, ce s-a întâmplat? Unde ai fost la recuperare? Atunci mi-am dat seama că e lucrarea Domnului și am fost la o clinică deosebită. Unde? Spune să trimiteți și noi pacienții. Îi trimiteți? Da, în cer la Dumnezeu. M-am rugat și acolo am fost. Erau doi și au făcut cruce unul din stânga, unul din dreapta. Nu știu ce era acolo, că nu știu treburile acestea. Și au zis ortopedul ăsta, acestui Dumnezeu să-i slujești toată viața, că El te-a vindecat. Zice, du-te acasă că ești vindecat. Și de atunci, sunt 3 ani și 8 luni de zile aproximativ, prin harul Domnului sunt în picioare, nu datorită mie, nu datorită că am fost mai bun, ci datorită că bunătatea Lui e mare. Slavă Domnului! Ne ridicăm în picioare și vreau să ne rugăm Domnului pentru credință. Știu că vremurile acestea credința noastră scade, că vine coronavirus, că vine nu știu cine. Vine Iisus. Vine Iisus.